Anul ăsta am avut multe modificări fiscale, în special din cauza pandemiei. Recent s-a publicat două legi de modificare a codului fiscal și a celui de procedură fiscală, cu multe noutăți ce vor intra în vigoare la anul. Îl avem astăzi invitat pe domnul Cornel Grama, consultant fiscal, pentru a discuta despre unele dintre cele mai importante măsuri pe codul de procedură fiscală. Bună ziua, domnule Grama! Bună ziua! Mulțumesc frumos de invitație. Care sunt noutățile în sprijinul contribuabilului pe codul de procedură fiscală? Bun, deci așa cum s-a văzut chiar aseară în monitor oficial, a fost publicată legea 295, care modifică codul de procedură fiscală. Sunt modificări de substanță, deci nu doar așa superficiale, ca în alte dăți. Proiectul a fost inițiat prin anul 2019 și, în sfârșit, chiar eu nu mai speram să fie publicat, deoarece sunt modificări importante, aduse mai ales în sprijinul contribuabilului, ca să-l apere în fața unor abuzuri ale organului de inspecție fiscală. Și să începem cu niște modificări importante. În sensul de actul administrativ fiscal, care poate fi decizie de impunere stabilită în urma unei inspecții fiscale, în codul actual, în codul de procedură fiscală actual, sunt niște motive de anulare a acestui act administrativ fiscal, dar care efectiv cred că nu s-au întâmplat niciodată, pentru că sunt niște motive pe care niciodată nu o să fie îndeplinite. De gen că nu și-a scris numele, data, cel care controlează și așa. Deci astea sunt povești, că nu o să fie niciodată, pentru că deciziile astea de impunere au un format tipic și se scot din calculatoare cu aceste denumiri, deja numai sunt complet, precompletate. Deci nu se poate întâmpla astfel de anulări. Acum s-au introdus patru motive de anulare a actului administrativ fiscal, deci a deciziilor de impunere stabilite în urma inspecției, foarte importante, anume, un motiv de anulare este în cazul în care organul fiscal nu prezintă argumentele pentru care nu ia în considerare opinia prealabilă emisă în scris sau soluția adoptată de organul fiscal. Adică, așa cum știm, când contribuabilul are o întrebare, poate să adreseze asistenței contribuabilului, pune această întrebare. Asistența contribuabilului în 30 de zile este obligată să îi dea un răspuns. Și el, cu acest răspuns, până acum nu putea să facă nimic în fața unui organ de control. Zicea, nu contează asta. Acum, e un motiv de anulare dacă inspectorul fiscal care vine în control, după ce contribuabilul îi prezintă, uite, domnule, asistența contribuabilului mi-a dat opinia asta, care mi-e favorabilă. De ce nu o luați în considerare? Să-mi argumentați. Până acum nu se putea face chestia asta. Dacă inspectorul nu argumentează de ce nu o ia în calcul, este motiv de nulitate a inspecției fiscale respective, a deciziei de impunere pe care vrea să o stabilească. Deci e foarte important. Sau, deci, un alt motiv de anulare este dacă nu prezintă argumentele pentru care nu ia în considerare opinia unei, adică hotărârea unei instanțe de judecată care are legătură cu cauza respectivă. Deci, poate să nu fie exact pentru contribuabilul respectiv acea hotărâre, poate fi pentru un alt contribuabil, dar asemănătoare. Îi prezint inspectorului această hotărâre a instanței și îi zic să-mi explice de ce nu ia în considerare această opinie. Dacă nu îmi explică pentru ce nu ia în considerare această opinie a instanței de judecată, este motiv de anulare. Un alt motiv de anulare a actului administrativ fiscal este în cazul în care organul fiscal nu respectă considerentele deciziei de soluționare a contestației, în cazul în care se emite un nou act administrativ. Adică, în cazul refacerii inspecției fiscale, dacă se constată că se impune o refacere a inspecției fiscale, nou inspector care reverifică situația fiscală a contribuabilului, trebuie să țină cont de deciziile
de considerentele celor care au dispus refacerea inspecției fiscale. Dacă acești inspectori își depășesc aceste atribuțiuni, da, și controlează altceva sau nu țin cont de aceste considerente, de asemenea este motiv de anulare a actului administrativ fiscal. Un alt motiv important de anulare a actului administrativ fiscal este în cazul în care se depășește perioada stabilită de control, așa cum se știe, aceasta poate fi de 180 de zile pentru contribuabili mari, 90 de zile pentru cei mijlocii și 45 pentru ceilalți. Pe lângă aceasta, se mai îngăduie încă o perioadă, de exemplu, la contribuabilii mici, pe lângă 45 de zile, se mai pot adăuga încă 45 de zile. Deci, practic, durata unei inspecții fiscale nu poate să depășească 90 de zile. Da. Până acum, chiar dacă se depășea cele 90 de zile, se încheia totuși inspecția fiscală, se făcea decizie de impunere, se stabileau sume de plată și mai departe. Contribuabilul avea posibilitatea să se adreseze instanței de judecată. Și acolo pierdea timp și bani, și bineînțeles, nervi. Acum este un motiv de nulitate a actului administrativ fiscal dacă inspectorii, depășind acest termen de 90 de zile maxim, în cazul contribuabililor mici, că majoritatea sunt cei mici, sau la mijlocii 90 cu 180 de zile, ei totuși încheie actul de control și emit decizie de impunere. Deci dacă ei încheie decizia de impunere după depășirea dublului acelui termen, este motiv de nulitate absolută a actului administrativ fiscal, ceea ce până acum nu era. Și al patrulea motiv de nulitate a actului administrativ fiscal, foarte important, este cel în cazul în care organul fiscal emite decizia de impunere la finalul inspecției și pe parcursul inspecției constată că sunt elemente care constituie aspecte privind săvârșirea unor fapte de natură penală. În prezent, cum se întâmplă? În controlul de inspecție fiscală, inspectorul verifică acte, situații și mai departe, așa, și stabilește niște sume suplimentare la bugetul de stat de plată. Pe lângă aceasta, el poate considera că unele fapte pe care le-a constatat sunt de natură penală și atunci face și la sfârșit o mențiune că se vor sesiza organele de urmărire penală. Și ce se întâmplă? Se trimite această sesizare penală la parchet, inspecția fiscală se termină, se emite decizia de impunere, se stabilesc sume suplimentare de plată, contribuabilul, să zicem că nu are posibilitatea să le plătească, se procedează la executarea silită a lui și mai departe. Pe lângă acesta, în paralel, se merge pe latura penală. Parchetul își face treaba, începe să cheme la audieri administratorii să vină și să ridice în scrisuri, facturi, documente și așa mai departe. Deci actele contribuabilului și, normal, cursul penal merge în paralel cu partea asta la alta administrativă, de contencios. În timp ce se judecă această cauză penală, contribuabilul este și executat, este și ia și banii și așa mai departe și se așteaptă, el poate să se adreseze instanței pentru contenciosul administrativ, pentru decizia de impunere stabilită, dar nu se poate finaliza până nu se termină cauza penală. Da? Și atunci cauza aia penală poate să dureze mult și bine și în acest timp contribuabilul este și executat și dai de capul lui. Acum, pentru că chiar CEDO a criticat România de nenumărat ori pentru procedurile noastre în vigoare, prin care același contribuabil pentru aceea situație, de fapt, se declanșează două proceduri, una de contencios administrativ și o procedură penală. Acum, într-o inspecție fiscală, inspectorii încep și controlează aspecte fiscale și mai departe, și în momentul în care ei consideră că sunt fapte de natură penală,
Vorba aia, lasă pixul jos din mână, frumos, își iau gentuța și tot ce au și pleacă și nu mai încheie raportul de inspecție fiscală, nici decizie de impunere, ci doar acele fapte penale le sesizează organele de urmărire penale și procesul penal își vede de treabă întâi, da? Și după aceea, eventual, se revine asupra aspectelor fiscale. Pentru că așa, contribuabilul este undeva protejat, da? Pentru că de prea ușor inspectorii, pe lângă faptul că stabileau sume suplimentare, li se părea că parcă ar fi și o evaziune fiscală pe aici, dar nu suntem siguri, dar noi totuși facem plângere penală, că așa să fie mai ok, să fim noi apărați, știți? Da. Și atunci chestia asta nu se mai întâmpla pentru că e motiv de nulitate a actului administrativ fiscal. Deci dacă totuși inspectorii se încăpățânează, fac și inspecția fiscală de o încheie, fac decizie de impunere pentru contribuabil cu acte cu sume suplimentare în plus și pe lângă asta se sesizează și aspecte penale, acesta este motiv de nulitate a actului administrativ. Deci acum este prevăzut că inspecția se suspendă până la finalizarea procedurilor penale derulate în legătură cu tranzacțiile controlate. Da. Astfel nu vor mai fi emise decizii de impunere și, prin urmare, contribuabilii nu vor rămâne cam prezent cu sume plătite pentru o perioadă lungă de timp, ceea ce este un aspect foarte important. Cum am zis, această măsură a fost introdusă, evident, că nu de bunăvoința organelor noastre fiscale, ci a faptului că am fost criticați de organismele internaționale pentru aceste proceduri. O altă măsură foarte importantă din codul de procedură fiscală este aceea privind competența de soluționare a contestațiilor, care pleacă în final, după atâția ani, de la ANAF, se duce la Ministerul Finanțelor. Cred că o așteptați, chiar, nu? Da, chiar nu mai speram asta, că se va întâmpla acest aspect, pentru că deci practic, inspecția fiscală se derulează de cei de la ANAF, la sfârșit se emite decizia de impunere cu obligații suplimentare stabilite, contribuabilul depune contestație, unde? La ANAF. Adică la, bine, că nu s-a ceiași și inspector, sunt alții, dați de la un alt birou, de, probabil de la palier, de la camera vecină sau ceva de genul ăsta, și depune decizie, contestație, ca să fie soluționată de către tot niște inspectori de la ANAF. Deci colegii, la cei care au fost în control. Nu e ok, pentru că de multe ori în decizia de soluționare a contestației, acele persoane cheamă pe inspectorii care au fost în control și îi întreabă, băi, cum ați făcut aici? Așa, așa, așa. Băi, să vedem. Păi, ziceți. Și de multe ori un copy-paste, decizia de soluționare a contestației, la considerentele avute în raportul de inspecție fiscală. Ah. Era clar că era așa, o formalitate practic era asta, dar trebuia să o îndeplinești că până atunci nu te poți adresa instanței de judecată până nu parcurgi și această fază a contestației depusă la organul fiscal competent. Și atunci, acum, decizia de soluționare a contestației se va muta la Ministerul Finanțelor Publice. Este important că acum se mută la Ministerul Finanțelor Publice, deoarece acolo este Direcția de Legislație Fiscală din Minister, de unde se dau actele normative referitoare la aspectele fiscale și astfel se poate asigura o interpretare unitară a legii pe întreg teritoriul României, pentru că în prezent fiecare unitate de la ANAF dintr-un județ, din alt județ, pe anumită speță au anumite opinii, chiar uneori chiar și opuse, diferite. Și atunci, prin aceasta, eu așa zic că totuși interpretarea unitară va fi mult mai bună, plus de asta, vorba aia, nu te adresezi, tu ești și călău, și judecător, și așa mai departe. Deci, sunt alte organe competente care privesc mult mai bine soluționarea contestației contribuabilului.
Sunt modificări pe... Eu cred curios să știu dacă sunt modificări pe reexaminarea deciziei de soluționare a contestațiilor pe noul cod de procedură fiscală, pe noile modificări. Noul cod de procedură fiscală, da. Până acum, contribuabilul avea posibilitatea să facă contestație. Contestația aceasta era favorabilă sau nu. Dacă nu era favorabilă, el se adresa instanței. Și atât. Ei, acum s-a introdus un articol nou care prevede posibilitatea reexaminării deciziei de soluționare a contestației. Și anume, ce înseamnă asta? Organul fiscal își poate retrage propria decizie de soluționare a contestației la cererea contribuabilului dacă apare un precedent pozitiv. De exemplu, o decizie contrară emisă de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, o decizie contrară emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție, sau se descoperă alte fapte, împrejurări, care erau necunoscute la data când s-a efectuat inspecția fiscală și constituie motiv de reexaminare a deciziei. De exemplu, dacă nu s-a avut în vedere aplicarea în speță a unor anumitor dispoziții legale care ar fi schimbat fundamental soluția adoptată, este motiv de reexaminare. Cum am zis, ulterior emiterii deciziei de către structura de soluționare, se emite o decizie de către Comisia Fiscală Centrală, care oferă o altă interpretare, motiv de reexaminare. Anterior sau ulterior deciziei de către structura de soluționare se adoptă autorizarea judecătorească în alte curs de casație și justiție, așa cum am zis. Anterior sau ulterior deciziei de emiterii deciziei de către structura de soluționare a contestației se adoptă autorizarea Curții Europene de Justiție, care este contrară deciziei de soluționare. Da? Și așa cum se știe, Curtea Europeană de Justiție, majoritatea acelor decizii sunt cam contrare dispozițiilor aflate în vigoare în legislația noastră fiscală, mai ales în domeniul TVA. Această cerere de reexaminare poate fi depusă și pe perioada judecării cauzei, deci chiar dacă deja ai început procesul în instanță, poți să depui această cerere de reexaminare a deciziei respective, sau dacă încă nu ai ajuns în instanță, în termen de un an de la data comunicării deciziei de soluționare, sub sancțiunea decăderii, adică după ce trece un an, nu mai ai dreptul să depui această cerere de reexaminare. În urma reexaminării, organul de soluționare o poate confirma sau retracta. Deci așa, dacă o confirmă, atunci ai posibilitatea și această decizie de reexaminare să o ataci în instanța de contencios administrativ. Da? Deci și asta are cale de atac. Acum, deci astea sunt foarte importante. Toate sunt în sprijinul contribuabilului. Dacă tot vorbim de lucruri care sunt în sprijinul contribuabilului, mai este asta, care este o noutate. Dacă fiscul datorează niște obligații contribuabilului, dacă întârzie cu plata. Cum e cu asta? Că eu înțeleg că este nouă. Da. Deci până acum era reglementat faptul că așa cum contribuabilul datorează dobânzi și penalități pentru obligații fiscale datorate neachitate la timp, era prevăzut că și fiscul poate să le datorează către contribuabil în cazul în care are sume de plată către acesta, stabilite eventual prin anumite hotărâri ale instanței, dar nu era clar de când începe, deci termenul de prescriere este de 5 ani, ca și la contribuabil. Și el are 5 ani termen de prescriere pentru obligațiile fiscale. Dar pe partea cealaltă, la dobânzile datorate către contribuabil, tot așa, termenul de prescriere este de 5 ani. Acum s-a reglementat de când începe să curgă acest termen. Deci termenul începe să curgă de la data de 1 ianuarie anului următor, celui în care au fost tinse prin oricare dintre modalitățile prevăzute de legile sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilului sau plătitorului. Sau de la 1 ianuarie anului următor, celui în care
anularea actului administrativ fiscal a devenit definitivă. Deci când ai câștigat în instanță, de la 1 ianuarie anului următor, de la data de când l-ai câștigat, încep să se calculeze cei 5 ani în care sunt de când se calculează efectiv aceste majorări, dobânzi, datorate contribuabile, pentru sume nedatorate. Un alt aspect referitor la penalitatea de nedeclarare. Penalitatea de nedeclarare. În prezent este reglementată la articolul 181 și ce înseamnă această penalitate? În urma inspecției fiscale, pe lângă dobânzile datorate și penalitatea calculată, în cazul în care se stabilesc că anumite obligații n-au fost declarate de contribuabil, deși avea obligația, la acele sume se stabilește o penalitate de nedeclarare, care este destul de mare. Ca să facem o comparație, dobânda este 0,02% pe zi, penalitatea simplă este de 0,01% pe zi, deci astea se calculează automat pentru o sumă neachitată. Pe lângă aceasta, penalitatea de nedeclarare, în cazul în care nu se declară sau se declară eronat, este de 0,08% pe zi, deci practic este de 8 ori cât penalitatea simplă sau de 4 ori cât este dobânda. Deci e foarte mare. Cei care au avut penalități de nedeclarare știu că pe fișă apar niște sume astronomice, deci astea chiar sunt niște sume mari. Dar contribuabilul are posibilitatea, dacă stinge obligațiile de plată, debitul respectiv, are posibilitatea să ceară reducerea cu 75% a acestor penalități de nedeclarare. Da? Ok, aceasta evident este la cererea contribuabilului. Deci până acum este reglementat că se face la cererea contribuabilului. Acum s-a introdus în nou cod de procedură fiscală, un aliniat nou, care zice așa, ori de câte ori organul fiscal constată incidența prevederilor articolul 181 aliniatul 2, adică când constată că contribuabilul a plătit suma respectivă, acesta comunică decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii, reprezentând penalități de nedeclarare prin evidențierea reducerii de 75% aplicată. Deci, practic, el trebuie să se sezeze din oficiu că tu ai plătit treaba asta și să-ți reducă cu 75%. Pentru că unii contribuabili nici nu știu că au posibilitatea să ceară această facilitate, această reducere. Și mai important, iarăși, în tot la penalitatea de nedeclarare, aceasta nu se aplică. Deci, inspecția fiscală, organul fiscal nu o mai poate aplica dacă în cadrul unei inspecții fiscale nu face mențiune de această penalitate în cuprinsul actului respectiv. Deci, el controlează, stabilește sume de suplimentare, așa zice că asta n-ai făcut, aia n-ai făcut, încheie inspecția fiscală, emite decizie de impunere pentru sumele stabilite suplimentare, dar n-a zis nimic despre penalități de nedeclarare. Și acum, în prezent, decizia de impunere, automat când se transferă pe fișa contribuabilului de plată, pe fișa pe plătitor, automat se calculează și penalități de nedeclarare acolo. Acum, dacă organul fiscal nu face mențiune de acestea în cuprinsul inspecției fiscale, da, deci contribuabilul să știe de ele de la început, atunci nu mai are posibilitatea să le... Deci penalitățile de nedeclarare nu se mai aplică dacă nu se consemnează și nu se motivează în raportul de inspecție fiscală. Da? Lipsa mențiunii din cuprinsul raportului de inspecție fiscală privind aplicarea penalității de nedeclarare conduce la decăderea organului fiscal din dreptul de a mai aplica penalitatea prin alte acte administrative subsecvente sau accesorii. Deci, practic, el când controlează, atunci trebuie să facă mențiune că se va aplica penalitatea de nedeclarare și, bineînțeles, tu atunci ai posibilitatea să, nu știu, să-ți aduci argumentele tale și mai departe, dar dacă încheie actul de control fără să facă această mențiune, nu se mai pot aplica aceste penalități. Deci,
sunt organul fiscal este decăzut din dreptul de a aplica penalități de nedeclarare. Deci, în concluzie... Da. Acestea se aplică pentru rapoartele de inspecție fiscală emise după data intrării în vigoare a prezentei legi. Da? Deci, practic, după data intrării în vigoare, să zicem că de la 1 ianuarie, dacă normal legea intră în vigoare în 3 zile de la publicare. Procedura de restituire a impozitului pe dividende achitate în plus. Când se întâmplă asta? Păi știți că acum, în timpul anului, contribuabilul poate să ridice dividende prin întocmirea celor situații financiare interimare. Da? Deci el face practic un mini-bilanț trimestrial, face o decizie, o hotărâre AGA, prin care repartizează niște dividende din profitul anului în curs, plătește impozit, deci îl declară impozitul pe dividende, 5% prin declarație, îl plătește la bugetul de stat și asta e. Asta poate face în timpul anului. Bun. Evident că el până la sfârșitul anului nu poate ști exact de la început ce rezultat final va avea la sfârșit. Și el poate să repartizeze niște sume mult mai mari decât profitul efectiv pe care îl va avea la 31 decembrie. Și ce urmări are asta? Pentru că el, normal, că o să plătească un impozit mult mai mare decât l-ar fi datorat. Și la sfârșitul anului, el nu avea posibilitatea să depună o declarație cu minus, ca să își recupereze impozitul respectiv. Și aici era o chestie nelămurită. Și acum, nou cod de procedură fiscală, s-a introdus un articol nou, care spune așa, în cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca urmare a distribuirii parțiale în cursul anului, da, rezultă sume de restituit de la buget, ce se întâmplă? Plătitorul de dividende depune la organul fiscal o declarație de regularizare cerere de restituire. Probabil această declarație de regularizare cerere de restituire va fi un formular care o să apară pe site-ul ANAF, sigur o să fie un formular inteligent, pentru că zice că procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice la propunerea ANAF. Da? Deci, practic, o să apară un ordin care să reglementeze această treabă și această cerere de restituire sau regularizare, prin care contribuabilul își va putea recupera sumele achitate în plus la buget. Evident că el, când regularizează, dacă are sume luate mai mult decât are profitul, trebuie să restituie acei bani către societate, către firmă, dar pe lângă asta nu putea să-și recupereze acei bani la stat plătiți. Și acum s-a introdus această treabă, care zic eu o chestie bună, pentru că altfel rămânea în aer, așa niște bani plătiți în plus, deși da, nu erau datorați. Bun, așa ca și o concluzie la toate aceste modificări, ca o perspectivă de ordin general, este că s-au adus foarte multe îmbunătățiri în relația cu contribuabilul, este protejat mult mai bine în fața organelor de control, în procedurile fiscale, chiar și în litigii, ceea ce e un lucru foarte bun. Și chiar nu mai speram că se vor publica aceste aspecte. În sfârșit, un lucru bun după un an de genul acesta în materie fiscală, exact, chiar că în sfârșit, exact, un lucru bun. Exact. Chiar nu mai speram și chiar nu știu dacă actualul guvern sau actualul legislativ mai aprobau chestia asta. Probabil au alte aspecte pe ordinea de zi. Dar astea erau foarte importante și chiar consultanții fiscali, mediul de afaceri privesc foarte mare bucurie aceste modificări. Vă mulțumesc mult de tot!